Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și începem actualitatea la raport. După luni de zile de negocieri între agricultori și autoritățile statului, până la urmă fermierii au ieșit la protest, astăzi fermierii au venit cu tractoarele la Chișinău. Despre protest, dar și alte subiecte actuale, discutăm cu invitații noștri din această seară și l-avem astăzi în calitate de invitat pe domnul Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrație Acasă. Domnule Costiuc, bună seara și bine ați revenit la AgroTV. Doamne ajut, mulțumim pentru invitație. Cu drag. Și cel de-al doilea invitat al nostru este domnul Alexandru Brânză, fermier și reprezentantul Asociației Forța Fermierilor. Domnul Brânză, bună seara și bine ați revenit la AgroTV. Bună seara, bine v-am găsit. Cu mare drag. Așa, deci, stimați invitați, vedem că nicio guvernare nu scapă de protestele agricultorilor, indiferent de ce culoare este ea, că e galbenă, că e albastră, că e curcubeu, toate guvernările au această povară să ducă protestele agricultorilor. Domnule Brânză, dumneavoastră veniți direct de la protest în aceste momente, v-ați întors de la protest. Spuneți-ne, vă rog frumos, unde ați protestat astăzi și care este situația? Da, vin direct la protest, dacă sincer, chiar abia mi-am șters și sudoare de pe frunte pentru că am alergat să reușesc la emisiunea la noastră. Noi, coloana care a venit de la Ungheni, s-a lipit coloana de la Fălești și cei de la Strășeni și inițial trebuiau să protestăm la intrarea în Chișinăului din partea localității Vatra, dar nu era cel mai bun loc, este un loc destul de periculos, un loc destul de îngust. Și s-a hotărât să venim să ne alipim de protestatari din zona telecentru Ialoveni, cei de la Hâncești, Leova. Aici sunt cel mai multe unități, peste 100 de unități de agricole aici staționează acum la moment. Și de aici și vin acum. De la Ungheni câți ați venit? Câte tractoare au venit? De la Ungheni inițial s-au pornit mai multe tractoare, au ajuns cred că vreo 20. Nu a fost fără de peripeții, sigur că nu așa de multe, dar în momentul când merge coloana, poliția s-a comportat foarte bine, dar când au mai fost cei care au mai întârziat, fiecare a fost stopat, verificat, chiar și cu amenințări de evacuare a transportului și de trimitere la parcare specială. Au fost așa cazuri sau nu? Sigur, au fost un singur caz. Unul la Ungheni și unul la restul la Bucovăț. Coloana de la Fălești a fost stopată la Bucovăț și cu pericolul de a se întoarce înapoi sau la plecare la parcare specială. Dintr-un simplu motiv, că nu îi plăcea la inspector, nu le plăcea permisul de conducere. Adică permisul de conducere, de obicei, știu la toți care am văzut la care au permis de conducere de tehnică agricolă, este un permis simplu din hârtie, din carton. Dar ei lor nu le plăcea și vreau din plastic. Să fie și asta a fost motivul. Tindem spre standardele europene. Da, okay. Dar într-un final au ajuns toți la destinație. Le vom discuta pe toate pe parcurs. Domnule Costiuc, dumneavoastră ați devenit, să spunem, cunoscut în spațiul public datorită la asemenea evenimente. Ați relatat de multe ori aceste proteste ale agricultorilor, nemulțumirea oamenilor. Cum vedeți de această dată acest protest? Putea el fi evitat? Se puteau găsi resurse sau de ce nu s-a rezolvat până la ziua de astăzi această problemă? Asta ați făcut o introducere și tot cu răspuns. Ideea că prima ieșire a fermierilor a fost în 2020, că alte guvernări nu au simțit ce înseamnă un protest a celor care prelucrează pământul și care au probleme. N-au ieșit până în 2020, au ieșit atunci din motive obiective erau săști fără precedent și oamenii aveau întrebări față de guvernare pe care până la urmă au contestat-o și politic, dacă vreți. Astăzi fermierii sunt mult mai organizați, mult mai pregătiți. Cu regret, problemele lor nu s-au rezolvat în 2 ani sau în 2 ani și de la ultimele legi sau de la ultimele proteste din 2020, că am ușit 3 ani de zile, nu că nu s-au rezolvat, dar s-au mai adunat. Pentru că s-au agravat, s-au ridicat prețurile, tarifele, s-au ridicat foarte multe din cei și au vorbit fermierii. Astăzi am stat mai departe, l-am ascultat pe domnul Slusar, nu știu de ce el spune că să nu fie politizate protestele, de parcă am trăit într-un spațiu vid și nu există în afară de fermieri și guvernare nu mai există. Guvernarea e politică. Fermierii, o parte dintre ei, sunt membri a unui partid, alții sunt membri a altui partid, sunt proces firești, sunt nemulțumiri, oamenii sunt în drept să cunoască sau să vadă un punct de vedere. Mie mi se pare chestia asta cam ușor exagerată. Poate ei sunt de șorși de alții că să nu vină să-i susțină, dar asta îi privește pe ei. Ce-i spune domnul Brânză astăzi? Vreau să le informez pe dumneavoastră și pe cei care
protestează. Legea cu privire la întrunirile publice, pe care o știm din 2008 și pentru care am luat bătaie de la regimul lui Voronin, spune în felul următor. Oricare persoană care inițiază un protest ad hoc, astăzi, pe loc, aici, și a făcut o declarație publică, eu protestez, chiar dacă nu are un permis, chiar dacă nu are un act în regulă, chiar dacă a încălcat legea și este documentat, poliția este obligată să monitorizeze, să asigure desfășurarea bună a protestului, după care să intervină cu proces verbal, să penalizeze că nu au avut proces, că nu știu, nu au avut permis, l-au uitat acasă. Dar în momentul în care poliția intervine în actul de protest, vă spun eu, este un act abuziv. Eu am câștigat la CEDO împreună cu alți colegi ai noștri, nu pe altceva, dar pe faptul că poliția a întrerupt un protest declarat. Că ei nu s-au părut că noi am încălcat ceva. Eu astăzi vreau să-i somiesc pe cei din poliție și de la guvernare să nu testeze voința și răbdarea fermierului. Dacă el nu are un permis, dacă l-a dus o roată pătrată, dacă l-a dus nu știu ce, după ce s-a terminat protestul, o să intervină poliția, o să documenteze, o să ne spună care a fost decizia lor. Astăzi, cei ce aud eu, asta înseamnă abuzuri din partea poliției. Eu nu știu cine își asumă lucrul ăsta și cineva va trebui să răspundă. Nu azi, mâine, pentru că mulți dintre fermierii care au protestat în 2020 și astăzi încă au amenzi și astăzi au conturi blocate. Eu știu din numele unor colegi, vorbesc aici, care și astăzi au sechestre puse pentru că n-au achitat amenzile din 2020. Dar asta e alt aspect. Dacă se intervine, se oprește și să caută permisă nu știu de care. Astăzi e protestul așa cum este el. Noi ne manifestăm o nemulțumire a noastră. După care o să discutăm. Asta a fost ca o intervenție ca să le spunem că ei au tot dreptul în baza legii 28, dacă nu greșesc, sau legea 26 cu privire la întrunirile publice, au toate drepturile să protesteze. Că sunt anumite abateri, pe urmă o să stabilească. Să nu intervină, să nu facă abuzurile astea, pentru că ele mai tare înrăiesc societatea. Și nu doar pe cei care au ieșit astăzi la protest. Eu vreau să vă spun că astăzi au ieșit să protesteze crescătorii de cereale. Da, că ei sunt cei mai afectați. Ei sunt cei care au venit cu tractoarele, cu tehnica, cereale, grâu, porumb, că n-au ce faci cu ele. Și aici putem discuta pe fiecare subiect în parte. Dar eu vă spun, am filmat alaltă ieri și am fost și am vorbit cu crescătorii de legume, cu cei care cresc castraveți, roșii și care sunt disperați și care anul trecut au produs de două ori mai multe legume și eu am văzut anul ăsta la Dubăsare Vechi, jumătate din serile care anul trecut creșteau roșii, castraveți, anul ăsta îs pline cu cuctă, nu mai crește nimic. Vă spun că problema nu-i din strict. Din ce cauză? Ce argumentează oamenii care nu mai cresc legume? Pentru că piața și statul nu reglementează, nu încurajează, nu susține prin politici clare fermierii noștri și nu vorbesc încă o dată. Dacă astăzi guvernarea, prin mass media pe care o are, încearcă să ne convingă că acest protest este a unui grup restrâns de nemulțumiți, eu vă spun că se greșește guvernarea. Ea nu este a unui grup de nemulțumiți restrâns sau care se numește Asociația Forța Fermierilor. Eu vă spun că astăzi și crescătorii de legume sunt nemulțumiți și sunt gata să iasă, dar probabil au mai puține posibilități și mulți în vârstă. Eu am vorbit cu domnul Vasile Vârtos, care are și aproape 70 de ani. Nu-ți mai vine la Chișinău să protesteze, pentru că nici nu are și vine, are un drandule de zi, acum numește. Dar eu vă spun, și cei care crescători de animale au sacrificat foarte mulți. Cei care cresc păsări au sacrificat și au închis problemele, se acutizează nu doar pe un segment. Și de asta ar trebui de discutat și de acționat pe fiecare segment în parte. Dar am o declarație pe care vreau să o fac astăzi la dumneavoastră. Am ezitat să intervin de fiecare dată. M-am gândit că cei care conduc Republica Moldova vor reuși totuși să convingă fermierii, să găsească soluții pe termen scurt, pe termen mediu și lung și să vină și să-i convingă pe ei și pe noi ca și societate, ca și partidii politice, că ei sunt cei care au venit cu soluții. Astăzi, în momentul în care fermierii au ajuns să blocheze traseele naționale în jurul Chișinăului și sunt în din toate direcțiile practic. Patru locații au fost sau câte? O să spun reprezentantul. Okay. Eu consider că guvernarea actuală trebuie să-l demită și cerem demisia ministrului agriculturii, domnul Vladimir Bolea, pentru că a adus situația agricultorilor în prag de colaps și în prag de faliment și în pragul protestelor și blocării Chișinăului. Eu cred că domnul ministru Bolea nu mai are capacitatea și nu poate să intervină și să discute civilizat cu fermierii ca să le găsească soluții. Guvernarea de urgență trebuie să găsească un alt ministru apt care să vină să găsească soluții și să-i convingă să întoarcă tehnica în câmp, că problemele lor de astăzi vor fi soluționate. De asta, pe cale civilizată, diplomatică, politică, cerem demisia ministrului agriculturii,
solicitările dumnealor sunt altele, asta e solicitare concretă a unui partid politic. Nu și-a satisfăcut fișa de post, n-a făcut misiunea pe care a încredințat-o Parlamentul, înseamnă că trebuie să se retragă ca să nu supere în continuare fermierii. Și nu doar vorbim de cei care producători de cereale, noi bănuim că domnul ministru Bolea are alte înțelegeri cu alți centri de putere financiară și economică și lucrează toți împreună împotriva fermierilor mici și mijlocii. Sunteți al doilea om care cere demisia ministrului la noi în platou și săptămâna trecută un alt lider de partid a cerut-o. Credeți că chiar s-ar putea întâmpla acest lucru? Da, noi am văzut și alți ministri care au plecat și au dispărut din spațiu public. Sunt lucruri absolut firești, normale în toate societățile. Acolo unde se ajunge în situații de criză, iată, pe segmentul de fermieri, de agricultori, înseamnă că ministrul nu a făcut ce și trebuie să fac. Punct. Și trebuie să mai discutăm, să intrăm în detalii. Domnule Brânză, protestul a început la data de 7 iunie, a durat o zi, două zile au durat atunci, după care ați luat o pauză, o așa numită pauză. Între timp, ministrul agriculturii a vorbit cu cei din Forța Fermierilor? Este corect, a fost o pauză. Pauza a fost, așa, știți, că am bătut și noi șaua să priceapă calul, adică am făcut o pauză pentru a le da, noi pune în situație să iei decizii peste noapte, dar a fost o perioadă de 7 zile. Nu a fost nicio reacție absolut, nici de la ministru, nici de la alți demnitari. A fost de reacții, pare-mi se, de la careva reprezentanți ai Comisiei Parlamentare de Agricultură și secretari de stat, care au spus-o tradițional, cum spun ei. Dar de ce credeți că nu merge ministrul să vorbească cu agricultorii în teren, la proteste? Probabil nu mai are ce le spune. Noi întotdeauna am fost și n-am vrut să politizăm, chiar fac o paranteză ce a spus domnul Vasile. Astăzi, fiind acolo la protest, s-a apropiat, cei care trăiau în imediat apropiere erau deranjați că noi protestăm. Și s-a oporit o doamnă și a spus că voi faceți politic și voi vreți să duceți guvernarea cealaltă care a fost, etc. De asta și nu am vrut să fie absolut niciun lider politic acolo, pentru că asta și le trebuiește la mulți. Au fost câțiva provocatori care iarăși au provocat lumea la discuții și la diferite dispute. De asta și ne stăruim să nu dăm nicio canotație politică, pentru că asta și așteaptă toți, inclusiv guvernarea. Pentru că nu știu nici considerent, dar chiar îmi pare mis la dumneavoastră în platou, ori poate nu, un deputat a majorității parlamentare s-a expus că noi iarăși facem politică. Eu nu pot înțelege. A fost la alt post, la alt post de sară, da. Dar este o chestie foarte, știți, ei continuă să zădere lumea cu declarațiile astea. Și nu prind fără nicio mustrare de conștiință. Să ieși și spui că asta e politic. Bine. Și în momentul când s-a dat întrebarea acelui deputat, dar în 2020 tot era politic ori nu? Nu s-a expus. Nu poate spune. Și, în general, este foarte regretabil că în platouri vin așa oameni nepregătiți. Inclusiv, eu înțeleg că nu ar fi de la alte partide, de la alte din opoziție, sau, dar acei din guvernare care trimit în platouri oameni care să dăie răspunsuri de așa gen, asta e o rușine. Referitor la ministru, ministrul nu mai are ce spune, cred. Ministrul poate să spună, dacă se duc la Bruxelles, poate să încerce acolo să încerc să spună niște minciuni, poate. Dar aici deja el cred că s-a epuizat toate variantele posibile care au fost să ne mai spună ceva. Asta cred, da. Eu nu cred că el poate să mai spună ceva acum. Într-un platou poate să spună minciuni. Cum a spus și ultima emisiune la care a fost, la ultima emisiune care am privit-o, unde a fost el invitat, tot nu țin minte la în care, în ce post, așa minciuni, că nici nu se încrețăște, de spune. Totul este soluționat. TVA-ul este soluționat. Suport financiar deja este indiscutabil. O să fie sub formă de suport la îngrășămintele minerale. Totul este așezat. AIPA lucrează la turații maxime, dar de facto nimic. AIPA lucrează la turații maxime și chiar acum mi-au trimis colegii niște exemple. AIPA deja au început să proceseze dosarele, da, mai rapid, dar le autorizează, dar nu fac plăți. Adică e tot aceeași. Pur și simplu, cel care așteaptă subvenția, se uită în baza, se uită pe program AIPA, i-a procesat dosarul, se bucură că el a procesat, dar el nu se achită. Sunt de 3-4 săptămâni care procesat și nu se achită. Iarăși o abatere. A fost procesat doar că nu au intrat banii, da? E procesat, e autorizat, dar nu este făcut plata. Nu se face plata. Asta este. Teoretic, totul este bine.
Teoretic, da, au ce spune. Durație maximă și niciodată în ultimii 30 de ani nu a fost așa de bine, nu s-a lucrat. Ok, domnule Costiu, cum credeți că vor evolua aceste proteste? Cine va ceda până la urmă? Din experiența pe care o avem de la ultimele proteste, au cedat cei care conduc Republica Moldova. A plecat și ministru, a plecat guvernul, a plecat în general guvernarea. Să nu creadă cineva că te poți juca cu soarta unui popor întreg. Credeți-mă că aici e vorba de foarte mulți oameni și e vorba de oameni care de multe ori au 30, 40, 70, 100, 150 de hectare. Sunt fermieri mici, așa numiți fermieri mici, că nu mai vorbim cei care au un hectar, două. Oamenii sunt la limita disperării și nu cred că sperietorile astea, că nu politizați, că noi știm cine sunteți voi, îi vor convinge pe oameni să întoarcă înapoi. Oamenii sunt la limită. Eu am vorbit cu mai mulți colegi, prieteni pe care mi-am făcut între timp, care au spus, eu astăzi nu mai am unde să merg în spate. Eu nu mai am. Pentru că eu rămân fără casă, fără masă, fără tehnică agricolă, fără pământuri, fără nimic. Eu rămân și dator pentru că ăștia nu pur și simplu o să-mi ia tot. O să mă pună să plătească și familia mea și copiii mei vor trebui să plătească încă ani de zile. S-au acumulat niște datorii uriașe și nu că eu le-am jucat la loterie sau la casino. Am cumpărat îngrășăminte, fertilizant, motorină și eu am rămas cu stocuri, eu am rămas încă dator încă de anul trecut. Eu nu pot să-mi revin. Și oamenii spun clar ca bună ziua, nu trebuie să inventeze nimeni nimic. Omul spune, eu mă uit cu disperare în câmp. Peste o lună de zile ce fac cereale. El îmi spune, și nu că o spune cu rea voință, că el numai decât. Credeți-mă că majoritatea dintre oamenii ăștia nu visează să vină cu tractorul la Chișinău. Nu, are omul ăsta, are probleme, are de cultivat, are de multe, multe probleme. El nu visează să vină la Chișinău să-l zădări pe ministru, că el numai decât vrea să dea guvernarea jos. Nu, oamenii ăștia au spus, dați-ne o mână de ajutor ca să putem supraviețui, ca să putem închide creditele, ca să putem cumva să le achităm după ce luăm roada, când mai au rămas două luni de zile. Sunt procese de judecată, fiecare își caut să scoată banii. Problema e acum, doar nu este chiar strict la banii pe care spune că domnul ministru o să-i aducă din Bruxelles și el acum nou ne spune că vrem să calculăm că e 1.000, că e 2.000, că e 3.000 de lei la hectar. Noi vorbim despre mecanismele interne pe care le are la dispoziție guvernul, statul Republica Moldova. Astăzi noi vorbim despre capacitatea de export a statului, nu a unor companii XY care fac export și aduc cereale de Ucraina și fac bani pe loc gol sau pe loc drept în detrimentul interesului național. Astăzi ministrul trebuia să pună piciorul în prag acum 3 luni de zile și spună 1, 2, 3, care sunt cei mai mari exportatori. Uitați-vă, condiția noastră e în felul următor. Avem niște probleme sociale bazate pe faptul că voi nu cumpărați cereale la preț de piață de la noi. Uite, aveți 3 luni la dispoziție să goliți hambarele, dar cu condiția că le cumpărați la preț de piață. Nu îmi bătaie de joc la jumătate de preț. În toamnă, răsărita floarea soarelui, cum spunem noi, era 10 și acum e 5,70, nu? A fost și 18. Bun, le cumpărăm la preț de piață, golim ambarele, oamenii o să aibă un gât de oxigen sau câțiva bănuți ca să poată să lucreze mai departe, după care să vii cu planuri pe termen mediu și lung. Noi, la dumneavoastră în emisiune, acum 2 ani încă am vorbit. Eu am așteptat încă acum 2 ani, nu anul ăsta, 2 ani în urmă când am venit la guvernare, să vină cu un plan amplu pe domenii de securitate alimentară. În domeniul cu cereale producem așa, facem așa, în domeniul cărnii facem așa. Noi astăzi tot s-o trezit peste noapte și o zic că dar știți că 8 din 10 plășinte cu brânză n-au brânză. Și societatea a ridicat mâini și a spus, dar cu și mâncăm, dar? Iată, întrebările astea nu le poate rezolva domnul Brânză sau domnul Costiu ca parte. Noi pentru asta avem instituții de stat, avem guvernul, avem parlamentul, care trebuie să vină cu strategii și cu soluții. Eu n-am văzut o soluție între 2 ani de zile și s-au ajuns la un moment de criză când oamenii spun, băieți, eu ce fac? Noi portul, care e a nostru, dar nu e a nostru, că e referația noastră, dar nu s-a noastră, sistemul de stocare, silozurile, s-a noastră, dar nu s-a noastră, pentru că le-au privatizat și au investit bani uriași pe care i-au câștigat și au făcut alt sistem de stocare și acum noi ne-am trezit cu o infrastructură de colectare, depozitare și de export care nu e a moldovenilor și care lucrează împotriva moldovenilor. Și noi ne ducem să ne plângem și pe noi ne pune cap în cap cu ucrainienii că ia ca trebuie să blocăm ucrainienii. Nu, noi trebuie să ne facem regulă la noi acasă, fim stăpâni la noi acasă și după ce am evacuat grâul nostru, cerealele noastre, la un preț foarte bun, putem să prestăm servicii celor care sunt vecinii noștri. Cu tot dragul și cu tot respectul. Dar atunci și oamenii ar avea de câștigat. Dar și nu câștigă fermierii, înțelegeți? Nu câștigă. Și noi am vorbit în spațiu public de 100 de ori. Există modelul de export a cerealelor și în Canada, și în țările Balcice. Peste tot este același model. Nu am inventat noi nimic.
Asta înseamnă că cooperativa de producători, cei care produc cereale, dețin în proprietate silozurile, au contracte cu căile ferate și dețin portul. Ei exportă și ei câștigă prețul pe care îl oferă bursa internațională. Oamenii ăștia câștigă. Ei au niște bani să investească bani de parte în ferme, în zootehnie, pentru că eu nu sunt de acord nici cu exportul de cereale. Când ne transformăm într-un stat african, noi suntem producători de materie primă și exportăm grâu, porumb și cumpărăm carne de nu știu unde. Bă, dar noi suntem normali? Da. Eu am probleme mai multe decât protestul fermierilor. Astăzi, ce își solicită fermierii? Asta înseamnă rezolvarea problemelor pe 3 luni de zile, dar nici de cum nu înseamnă. Ei la anul o să vină iar după 2 miliarde. Pentru că problemele lor nu se termină cu evacuarea grâului din depozit. Cu tot respectul. O să scăpi de grâu. Și mai departe, ce faci mai departe? Domnul Brânză, v-ați adunat astăzi la intrările din capitală, la intrările orașului Chișinău. Ce urmează mai departe? Urmează mâine, deci dimineață, după ce pleacă toți chișinăuienii la muncă, când se mai eliberează orașul, să ne plasăm în centru, în capitală, este autorizat... Piața Mare Unări? Nu. Este un itinerar care este coordonat, acceptat și cu primăria Chișinău și cu cei de la poliție, pentru că cel mai ușor este plecăm în piață și acolo, știți, ca în țarcă. Dar este un itinerar după care vom face acest itinerar, vom bate prin asta încercăm să batem, sensibilizăm cei care sunt la guvernare și rămânem în Chișinău. Și veți staționa acolo sau vă întoarceți? Vom staționa în Piața Mare Dunării Naționale și după asta vedem care este reacția autorităților și îl așteptăm pe domnul ministru să vină de la Bruxelles. Vedem unele. Poate dumnealui nici nu știu dacă o să vină. Erau astăzi discuții. Poate dumnealui o să vadă că are eșec la discuții cu cei de la Bruxelles și va rămâne acolo. Poate o să rămână un consul, un ambasador pe la Bruxelles, când o să vadă. Pentru că acasă să vii cu... Fără soluții? N-are sens. Nu are sens. Dar poate va veni soluții? Poate va veni. Bani. Și este regretabil faptul că aceste soluții și aceste calcule care sunt făcute, pentru că dumnealui nu poate să plece la Bruxelles fără niște argumente și niște calcule. Și toate aceste soluții și calcule noi le-am în discuții cu dumnealui și nu numai. Încă luna septembrie le-am prezentat calculele și pericolele care ne așteaptă. Dar în luna noiembrie, general, deja era, se cunoștea foarte bine care este situația. Era situația catastrofală. Și atunci noi am pus pe hârtie toate cifrele, calculele, sumele, pierderile, etc. Dar o trebuit să treacă aproape mai mult de jumătate de an, aproape un an de zile, acuși iară septembrie, ca să ajungă tot la acele calcule și tot cu aceleași doleanță și să plece acum la Bruxelles să solicite sumele. Dar nu sunt niște sume enorme. Dacă să facem o comparație cu celelalte țări care sunt, da, noi nu suntem membri Uniunii Europene, pentru că asta întotdeauna ne spune pumnul în gură că noi, părere de rău, nu suntem membri a Uniunii Europene și nu putem să fim în rând cu fermierii de coru. Bine, dar ce trebuie să facem? Să că cedăm, nu mai facem agricultură aici, pentru că noi nu suntem competitivi. Mai ales anul ăsta. Nu suntem competitivi nici la un capitol. Niște cifre aproximative, câți agricultori vor fi mâine în Piața Mare Unării Naționale? Este greu de spus, dar o să fie mai mulți, pentru că acum seara vin și din zonele de Sângerei, care e o stocă. Sunt, ca să cunoașteți, de câteva ori mai mulți fermieri protestează cu tehnica în raioane, în teritorii. Mulți, cei de la extremele din nord și sud nu s-au deplasat. Este un drum anevoios. Ajungi de la Briceni până la Chișinău, trebuie să schimbi cauciucurile și să faci revizii. Și ei protestează în zonal. Dar o parte care sunt mai aproape se vor deplasa totuși. Acum seara se deplasează în Chișinău, vor sta tot la periferie și mâine se vor lepi în centrul capitalei. Ok, domnule Costiuc, am văzut la dumneavoastră pe pagină un video destul de viral în care vorbește actualul ministru al agriculturii Bolea la data de 16 august 2020. Da, pe pragurile la... Eu totuși am să fac o intervenție, pentru că, ținând cont că este domnul Brânză în studio, eu am avut o mică experiență acolo la Gara de Sud, eu am fost și am văzut că au blocat circulația. Vreau să spun că oricare protest, indiferent că e fermierilor sau altor categorii sociale, este un protest public la care poate să participe sau să vină să caște gura, altfel spus, oricare cetățean al Republicii Moldova și nu-i poate nimeni interzice. Chiar dacă el e provocator, chiar dacă el are alte misiuni, ar trebui să aibă răbdare și să-i asculte pe toți, chiar pe ăia care vin și provoacă pe fermieri. Pentru că altfel cumva iese cumva stupidă situația când fermierii, din frica de a nu se asocia cu vreun partid politic, resping potențialii
susținători care vin și spun noi susținem protestul fermierilor pentru că noi îl considerăm argumentat. Și atunci când fermierii de frică să nu fie asociați spun du-te mai bine să nu te vedem că să nu fim învinuiți, e o chestie de prostie, miopie politică. Și vreau să vă spun o chestie ca să fie foarte clar pentru societatea noastră. Și asta ajung și la domnul ministru. În 2020, eu am fost care am filmat toate protestele fermierilor oriunde ar fi ieșit, că era vorba de Căușeni, că era la Leova, la Sărăteni, că era în altă parte. Și nu a fost o problemă cu asocierea. Ba mai mult, 80-90% dintre fermierii care au ieșit la protest au votat cu alt partid care niciodată nu a fost să-i susțină în câmp. Acolo unde erau extractoarele, nu a fost niciodată niciun deputat. Domnul Bulea nu a fost nici la un protest. Eu nu l-am văzut niciodată într-un câmp lângă tractoare, dar domnul Bulea a beneficiat de votul masiv. Și astăzi când aud că nu vă apropieți, că nu știu ce, să vină dar domnul Bolea să vă susțină și membrii PAS să vină să vă susțină, pentru că ei sunt cei care au beneficiat de votul vostru. Eu vă transmit un semnal foarte civilizat. Nu vin, nu mă apropie, nu mă interesează. Dacă vreți, spuneți că rezolvați singur, rezolvați singur, dar atunci nu puteți solicita solidaritatea altor pături sociale și cei crescători de legume și ceilalți care se confruntă cu probleme din sectorul agroalimentar. Credeți-mă că toți sunt la pământ. Și dacă vreți să fiți aparte, înseamnă că restul așa care cresc patlagele trebuie să protesteze aparte, pentru că ei supărați că domnul Bolea nu a promovat și a spus că noi nu avem nevoie de o lege care să obligăm supermarketele să aibă 50% producție autohtonă. Noi nu vorbim de smartphone pe care nu le producem. Noi vorbim de roșii, de castraveți, de usturoi pe care fermierii noștri nu au cui să-l vând. Acum și ține de declarațiile din 2020. Da, e adevărat, am găsit video-ul publicat pe YouTube, l-am ascultat, așa m-am bucurat. Fantastic a vorbit domnul Bolea. Domnul Bolea a vorbit de sisteme de irigații. Fantastic a vorbit. A vorbit despre faptul că banii care îi datorează statul nici măcar nu s-a statului. Vorbea de TVA. Spunea că acum urgent noi trebuie să... Și el atunci solicita de la regimul lui Dodon că acum trebuie să dă ei banii, că banii nu s-a statului, s-a fermierilor. Astăzi domnul Bolea nu mai crede așa. Banii din TVA, ia să ne spună fermierii, că eu nu cunosc toate detalii. Le-au mai dat banii care au datorii și restanță la TVA. Dar de fermierii care spuneau că avem nevoie de sistem de irigații. Câți metri de irigații au făcut? Vedeți, atunci când ești în opoziție, îți permiți să vorbești la superlativ. Noi facem irigații, noi am să aducem subvenții, subsidii, fonduri europene. Câte miliarde au venit la noi în Republica Moldova? Vreau să-l întreb pe domnul Brânză, de câți bani au beneficiat la 1%, jumătate sau la 2%, cât e o medie europeană la creditele mari? Iată domnul Brânză să ia 10 milioane de euro cu 2% și să nu-l văd în stradă, dar să facă toate cererile lui, să le transforme în carne. Are acces la bani. Să ne spună dacă are acces. Pentru că asta le spune domnul Bolea în 2020. Nu vreau pomeni. Și fermierii nu vor pomeni. Dați-ne bani ieftini. Nu așa spune domnul Bolea în 2020. Dați-ne bani ieftini, noi o să luăm bani ieftini și n-am să iau la 20%. Știți, domnul Bolea spunea, știți cum îi juchește microfinanțarea. Dar și credeți s-o schimba ceva cu microfinanțarea? Microfinanțarea, cum îi juchem în 2020, tot am îi juchește în 2022, 2023. Așa că eu am arătat public că tot se înregistrează. Memoria noastră este suficient de sănătoasă. Noi am urmărit atent ce au spus cei care n-au stat lângă fermieri în 2020, dar foarte bine au cântat de pe scenă și au spus PAS-ul are soluții. Eu astăzi sunt drept ca și fermierii să întreb, unde soluțiile? Sau nu am dreptul? Că deja noi am ajuns la o chestie de stupiditate, când nici nu poți să vorbești public, cumva ești etichetat omul FSB-ului, omul Plahotniuc, oamenii care vor să dăie jos guvernarea. Am zis eu că vreau să dau jos guvernarea, ați auzit fermierii să zic că vreau să dăie jos guvernarea, o zic că ajutați să ne supraviețuim. Asta am auzit, sau poate eu greșesc. Domnul Brânză? Spre regret, nu știu dacă fac o referință ce am primit la guvernarea dată. Am primit marea ocazie și posibilitatea să defrișez 80 de hectare de livadă. Hmm. Anul da. Acesta? Da, în 2 ani la rând. 80 de hectare? Din ce cauză? E o chestie de lipsa accesului la irigare și domnul ministru este unul din actorii principali care el, în momentul când a devenit ministru, s-a deplasat și a văzut și a spus că asta este imposibil, asta cum așa ceva e posibil, nu e, așa ceva nu, cum și-o permis, cum, ce fel de
Ministru. A mai fost vreun ministru aici, a văzut care e starea, a văzut care e situația. Dar nu trecem la probleme particulare, pentru că nu este bine să este. Dar dintre acestea particulare se formulează dar, fiecare în parte are problemele. Ce ține de toate poveștile astea care le spun ei și cu creditul de la Banca Mondială și cu cele sutele și milioanele de hectare care vor fi irigate în curând și megaproiectele de irigare astea sunt numai bule de săpun, nu este nimic acum, niciun concept. Și au niște criterii de eligibilitate care nu știu unde se găsește așa tip de fermieri, cu așa suprafață și cu așa experiență, ca să poată să participe la aceste, la aceste finanțări, ca să poată să facă un sistem de irigare așa perfect cum ar trebui. Ei se suprapun unul pe altul în discuții și în declarații. Eu aș fi vrut să-l văd astăzi, în, așa cum l-am văzut și în 2020, pe actualul deputat din Parlament, în Comisia Agricultură, domnul Iuriu Pasat, care a fost unul din cei mai activi protestatari în 2020, în vara 2020. Este unul dintre cei care au început primul să blocheze traseele și fără niciun fel de gen. Acum sunt toți, înainte de a ieși la protest, mai nu dăm declarații pe proprie răspundere, cu răspundere penală, dacă chiar au fost amânați și la fiecare mecanizator. Doamne ferește să faci o abatere de pe traseu. Și ia ce te așteaptă, le-a dat la fiecare prescripție, răspundere penală. Atunci au fost altfel. Sau ieșirea domnului Grosu, când s-a început protestul la Căușeni Ștefan Vodă, în epicentru acolo, sau în 2020, când și domnul s-a deplasat imediat în teritoriul domnul deputat Grosu și imediat a pus și telefonul la speakerfon și a sunat pe ministru Perju. Domnul ministru, dați seama și petreci, uitați-vă, veniți imediat în teritoriu, și protest, a ieșit oapă din stradă, și asta. Acum este tăcere. Așa și trebuie. Parcă așa și trebuie să fie. Bine, noi avem tot, am avut răbdare și avem răbdare, dar răbdarea asta s-a văzut că după jumătate de oră au ajuns toate coloanele și s-au parcat aici la telecentru, s-a văzut care este răbdarea lor. Și asta fără ca să impună ceva sau să-i organizeze. Au ieșit toți în stradă și au blocat aceste benzi. Absolut fără nimic. Când ne-am trezit, noi erau deja mecanizatorii cu guarnele pornite. Despre întâlnirea de astăzi cu ministrul și cu prim-ministrul? Mai puțin cunosc, pentru că eu personal am venit de la Ungheni, am venit cu tractorul, am fost la volanul tractorului, mai puțin am reușit să citesc mesaje și să fiu la curent, dar știu că a fost o întâlnire și a fost o întâlnire foarte, foarte așa amiabilă, știți, moale. Îmi aduce aminte despre primele întâlniri când le-am făcut și cu prim-ministru, cum erau tot așa foarte, foarte amiabile și noi am găsit resurse și noi plecăm, noi o solicităm sumele X, dar asta este o problemă cea mai mare, că deja iau dezamăgit pe tot și nu-i mai crede nimeni. Nu-i crede. Îi spun, da, bine, noi așteptăm. Noi așteptăm să vină miercuri sau când se întoarce ministrul de la Bruxelles și vedem care este primele declarațiile dumnealui. Și, de fapt, o să vedem cum acele sume care le-au găsit ei astăzi, care le-a spus prim-ministru, când ele vor, cum, prin ce metodă vor ajunge la fermieri și cum vor compensa aceste pierderi. Vedem acțiuni. Noi pe data de 7, și până la data de 7, în discuții cu oficialii, i-am rugat să ne dea, ca să nu mai ieșim noi la protest, că la nimeni nu le este dragă să vină să facă sutele de kilometri cu tractorul. Făceți o declarație, un memorandum în formă scrisă, cu obligații. Și unde este să fie scris termenii, punctul 1, 2, 3, 4. N-au vrut. Nu au dorit să facă această declarație. Dar, domn Brânz, pe parcursul acestei pauze, cât a durat ea? 7, 10 zile, cât a durat ea? Nimeni nu a vorbit cu voi? Absolut nimeni. Din cât ține minte, în prima zi, în Parmisia Raionul Leova, a avut o deplasare prim-ministru. S-a dus cu alți copi și întâmplător s-a oprit. Întâmplător s-a oprit că a văzut că stau cineva pe... Era în drum. Da. S-a oprit și el. Atunci, domnului, a declarat așa, că noi până vineri, o să neapărat o să ne întâlnim cu fermierii și o să le prezentăm ce noi putem, suntem gata acum la ziua de azi, să oferim în ce pachet de suport putem să oferim la referitor la grupa întâi, cel puțin. Și toți așteptau ziua de vineri. Sincer, nu ne gândim. Dacă nu, miercuri, poate joi, poate
Și a trecut și vinerea și absolut nimic. Măcar un mesaj sau ceva să spună că nu am reușit, vă rog frumos, poate nimai... Așteptați un pic. Nu a fost nicio reacție. Da, domnul Costică. Eu ascult atent și vreau să fac o mică remarcă, mai ales pentru domnul Slusar și cei care conduc asociația. Eu în 2020 am fost alături de ei, inclusiv la toate discuțiile pe care le-au avut la Comisia Parlamentară, mai ales după ce au venit la Parlament, au înțeles că trebuie să vorbească cu fermieri, pentru că dacă nu îi primesc fizic, ăștia întruc tractorul. Și atunci era domnul Mudreac, șef la comisie, vinea și ministrul și comisia întreagă. Și tot discuțiile pe care le aveau fermieri, grupul reprezentativ pentru fermieri, era transmis în direct. Toate discuțiile. Orice discuție, că era cu Mudreac, că era cu alt grup de influență sau de parlamentari, era tot filmat în direct. Și era una din condițiile puse de fiecare dată de fermieri. Eu vreau să înțeleg ce s-a întâmplat în cadrul asociației și în cadrul guvernării. Eu, de exemplu, urmăresc. Au fost invitați fermierii de la asociație la întâlniri cu domnul prim-ministru și cu ministru. Intră toți, hai că ei suntem de asocierea cu un partid politic, dar au pagina lor de Facebook, Asociația Forța Fermierilor. Eu, de exemplu, bănuiesc că ei discut ceva care îi împotriva interesului multor oameni care sunt asociați sau nu sunt asociați. Lipsa de transparență și faptul că fermierii nu pun una din condiții. Transparență totală. Asta a promis guvernarea. Vor fi transparente discuțiile. Mie mi-e interesant ce discuții au fost super secrete că domnul prim-ministru cu domnul ministru s-a temut ca lucrul ăsta să fie văzut de toată societatea. Nu să fie interpretat când ies afară domnul Slusar și spună noi ne-am întâlnit și am discutat cu domnul prim-ministru nu știu ce. Eu vreau ca societatea să vadă în regim real și asta va spori încrederea în Asociația Forța Fermierilor. Cei care nu s-au asociat sau fermierii mici să vadă din primă sursă ce discută cu ministrul, care sunt condițiile puse, care sunt solicitările. Dar poate fermierii au alte solicitări față de prim-ministru și noi suntem duși în eroare. Practic, nu, eu vorbesc de lipsa transparenței, domnul Brânză. Și asta tot timpul naște speculații. Vă răspund. Este pe pagină, dar nu este... Noi am avut foarte multe întâlniri. Vreo 10 întâlniri anul ăsta. 10. Cu oficialii de rangul ministru, prim-ministru. Dacă reușești cuiva să intre cu telefonul, pentru că nu permite, au fost câteva situații, numai că n-am spus că noi nu intrăm deloc la întâlnire, dacă nu ne permite să intrăm cu telefonul, să filmăm. Și atunci s-a filmat. În rest, fac maximum posibil ca telefoanele să nu fie. Sau se bruiază, și nu, cel mai ușor se bruiază semnalul. Da, cine o să ajungă în sălile de ședință, în cadrul guvernului, se bruiază. Cu toate că eu, cel puțin ultimele întâlniri, au fost făcute ceva filmări, dar de proastă calitate și nu cred că filmările cele o să... Nu, se redă absolut pe pagină și comunicate se face absolut tot ce se discută. Nu este nimic, nu se ascunde nimic acolo, dar sigur că întotdeauna au fost... Dar ce trebuie să vă cred cuvânt? Eu sunt de acord. Noi era și sensul și... Dacă iese domnul prim-ministru spune altceva decât spuneți dumneavoastră, eu sunt tentat să-l cred pe domnul prim-ministru. El are 4 televiziuni, acces la 5 televiziuni. Știți care este problema? Nu avem acces și noi dacă nu avem și nu filmăm, atunci ce se întâmplă? Se discută, iese domnul prim-ministru, ministri, îi așteaptă presa. Presa, ei la presă imediat, în 3 minute, spun absolut nu ce s-a discutat și noi rămânem la urmă cu... Și ne uităm la televizor seara să ascultăm. Să dăm din urechi. Este o problemă. Lipsa transparenței. Sunt de acord. Îmi pare rău, pentru că băieții ăștia care au venit astăzi la guvernare au promis chestii de transparență maximă în luarea deciziilor. Când se iau decizii în favoarea fermierilor și a unor pături largi sociale, care-i secretul? De exemplu, eu, cel care nu a venit la protestare un hectar, dar vrea și el să fie informat din prima sursă, vrea să vadă ce a spus domnul ministru și dacă s-o ținut de cuvânt domnul ministru, că altfel iese cumva după 10 discuții. Întrebarea mea, dar pui 10 discuții și ați discutat, ați avut nevoie de 10 discuții. Păi că dați-vă seama ce am discutat și unde s-a ajuns, în ce impact am ajuns. Toate discuțiile domnul astea... Domnul Costiuc, dacă tot dumneavoastră cereți demisia domnului Bolea, v-ați asumat asta public, pe cine vedeți în locul lui? Oricare care nu are astăzi tangență cu problemele apărute în domeniul agricol. Vă garantez că oamenii sunt atât de supărați că acum se formează un blocaj. Asta e una de regulile de bază ale comunicării și a eliminării unor bariere. Când se naște un conflict între fermieri și guvern, de exemplu, nu poți să-l trimiți pe omul care a creat problema să o soluționeze.
cum să vii să soluționeze dacă omul a devenit problemă între timp. În 2 ani de zile din soluție pe care o promitea, a devenit o problemă. Înseamnă că, cu tot respectul pentru domnul ministru, să-și caute altă ocupație și nu e o tragedie. Ministrul Justiției, domnul Litvinenko, era ministru, nu-i ministru și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a oprit guvernul, nu s-a oprit Ministerul Justiției, reformele spuse nu s-au oprit. Eu nu cred că astăzi, dacă vine alt ministru, și asta poate fi votat într-o singură zi, exact cum s-a întâmplat data trecută. Domnul ministru a ieșit să ducă la Soroca, la întâlnire cu nu știu cine și mă afla dimineață că el de-amă nu mai este ministru. Și până s-a mai trezit, nici nu a ieșit să raporteze. Era votat alt ministru. Eu sunt sigur că până vine domnul Bolea de la Bruxelles, aici poate fi un alt ministru, pentru că noi nu avem timp să așteptăm o săptămână, oamenii mâine poate trebuie să ia pastrânge cereale, să-l așteptăm. Dar dacă domnul Bolea de la Bruxelles zboară în Frankfurt să mai caute niște bani sau în altă parte, și o să-l așteptați toată vara acasă? De asta noi și-am spus una din variante. Poate din lui o să rămâi mai mult timp acolo, conștientizând situația care se află în Republică și o să aibă, dacă o să aibă stimă de producători, înseamnă că o să rămână acolo și o să facă declarații. Că este, știți, cel mai șocant ce a fost astăzi când au ajuns fermierii la Chișinău, știți ce au spus? Noi dacă nici de data asta, în situația care ne aflăm, o să scandăm numai lozinci economice și nu o să scandăm deja lozinci politice, atunci noi practic nici nu mai are sens să mai ieșim la proteste. Cu părere de rău, ce am auzit eu astăzi, deja nu numai liderii politici cer demisia ministrului, dar deja și fermieri. Încetșor, deja care cu glas mai mic, care mai mare, dar deja o cer și ei. Dar apare, mulți dau o întrebare, bine, dar cine o să vină? O să fie altul care... Pe cine vedeți dumneavoastră, domnul Brânză, în locul absolut său? Nu m-am gândit niciodată la cine, dar cu abordarea care o are acum tot Ministerul Agriculturii, nu vorbesc numai de ministru, cu abordarea care o au față de fermieri, cu atâta critică, nici de la un ministru nu am auzit până acum cât critică face ministru și tot Ministerul Agriculturii, cum critică fermierii. Parcă ar fi dușmani, antagoniști. Păi oameni buni, noi, ministerul trebuie să fie avocatul nostru și noi corespunzător trebuie să fim avocatul ministrului și ministerului. Noi să apărăm și să scandăm dacă o să fie vreodată cineva să vrei, dacă să avem un... Noi am vrut să avem un ministru care să ne apere. Așa cum străga el în 2020 pe scările cele la... Eu pot să-i aduc un exemplu, domnului Brânză, ministrul agriculturii din Polonia, care nu a reușit să lobieze interesele fermierilor polonezi, ținând cont de efortul uriaș a statului polonez în susținerea Ucrainei în războiul nedrept, ministru, fiind conștient de poziția statului, a guvernului, nu pot să mergi împotriva poziției guvernului. Dar el a zis, eu sunt solidar cu fermierii, nu am reușit să fac ce și m-au rugat fermierii, eu mă retrag, eu îmi dau demisia. O chestie de demisie, de demnitate. Și îl înțeleg pe ministru. Eu sunt sigur că domnul Brânză are același... în vedere același lucru când spune, noi am vrut să avem un ministru care e a nostru, cu care pot să-l sun la orice oră de noapte, spun, domnul ministru, am o problemă, cum o rezolv? Nu când ajungem 1000 sau 10.000 de fermieri să-l contestăm. Nu. Un om, iată, am o problemă, cum o rezolv? Pentru că e vorba de birocrație din guvern. Și atunci domnul ministru spune, am înțeles, am auzit, am rezolvat. Am raportat că am rezolvat. Și atunci, cu siguranță vă garantez că oamenii o să îl ducă în brațe, indiferent de guvernul care vine sau care duce. Nu, dar să nu uităm că domnul Bolea este și vicepremier și are un cuvânt greu de spus în actualul guvern și în toată echipa guvernamentală. Nu au nevoie acum, la sigur, fermierii nu au nevoie acum să vadă alt ministru în fruntea ministerului. Au nevoie de o politică... Soluții. O politică agrară, cum se cade, și reală. Dar nu permanent să iasă ministrul la orice emisiune și să spună... Și-a permis să spună așa de josnic să-i catalogheze pe fermieri. Până eu spus că o parte au 2-3 clase terminate și nu pot face agricultură. Alții pot numai crește greu și porumbă. Nu asta pot... pe bune a fost așa declarat? Asta a fost pe bune, da. Cu toate că, domnul ministru, i-am într-o ședință, ultima ședință care a fost împreună cu prim-ministru, l-am întrebat ce își permite chestia asta și a spus că el nu ține minte așa ceva. Eu mai fost și alții care au scris, niște bețăvani care au venit. Au fost, care sunt bețăvani? Alții spun, și cea mai, fraza cea mai, așa, mai importantă a lui, care nu evită niciodată, cooperativi. Trebuie să faceți cooperativi și când o să faceți cooperativi, atunci o să fie foarte tot bine. Între cooperativi și cooperare sunt lucruri diferite. A avut o vizită lui în Ungheni la o cooperativă. Și a stat mult timp acolo, aproape o zi întreagă la cooperativă aceea. Și a fost o ocazie și am toți membrii cei a cooperativii, i-am pus în față și am spus, domn ministru, dacă este o cooperativă,
ceea ce dumneavoastră spuneți la toată țara se transformă într-o cooperativă. Și că sunteți membri, întrebați-i acum, ei sunt satisfăcuți de modul ăsta de organizare? Niciunul nu a spus că nu, că da. Toți au spus că nu lucrează, nu e bun mecanismul ăsta. Și atunci simplu a spus că, bine, dar înseamnă că trebuie să cătăm alt mod. Și atât. Dar sunt supărați, într-un cuvânt, sunt foarte supărați, Irmire, pe ministru, de abordarea lui față de producători. Foarte, foarte supărați. Și de fiecare dată când ies într-o misiune, e plină chat-ul ăsta de producători, toți cu întrebări, băi, ce spune omul ăsta, ce cu dânsul, de unde o luat el, de unde trăiește, el știe ce se petrece în teritoriu, știe ce se petrece în sector. Toți cu așa întrebări. Și cu înjurături. Și nu înțeleg, dumnealui nu sensibilizează, nu cunoaște sau special face lucrul ăsta. Dar nu cred că cineva care conduce cu Republica Moldova sau cu guvernul intenționat vrea să enerveze o categorie socială foarte activă, care au activități și care fiecare trebuie să recunoaștem într-un sat, satele să mențin majoritatea despre care vorbim, satul european. Satul european asta înseamnă fermierii care au mai rămas o mână de fermieri. Dacă ăștia falimentează, dar spre asta se merge. Eu din discuțiile pe care le-am avut cu alți specialiști din domeniu, am înțeles că una din companii are peste 185.000 de hectare în proprietate, inclusiv în arendă. Păi, pe mine mă sperie când eu aud că sunt companii cu 200.000 de hectare, dar poate să înseamnă că după anul ăsta, dacă guvernul nu intervine de urgență, companiile astea la anul o să raportez că au 250.000 de hectare. Și de aici o să mai falimentez 10-15% și o să plece în diaspora. Germania, Franța, o să... Pentru că sunt oameni activi, sunt oameni tineri care au ambiții și pot să facă aceeași activitate în altă țară. Dar pe mine mă deranjează. Noi ne transformăm în moșeia 2-3 corporații mari care au în proprietate sistemul de colectare, de transportare și de port și atunci restul n-au nicio șansă în societatea noastră, indiferent de guvernare care va veni. Dacă nu schimbă abordarea statul să susțină fermierii mici și mijlocii, n-au nicio șansă, nici anul ăsta, nici la anul. Și indiferent de miliardele care le băgăm. Conlucrarea cu personalul, conlucrarea care s-a simțit cu actualul ministru a fost atunci când dumnealui nu era ministru, când era deputat. Atunci era a fost mai implicat și mai orientat la probleme care sunt. Acum, cu părere de rău, ori nu poate, ori nu vrea, ori probabil nu are câmpul ăsta de manevră și nu-i permite ceva îl împiedic ca să... Dar trebuie să luăm și asta în calcul, că poate. Nu avem cu ce, nu? Dacă nu avem cu ce, atunci trebuie să recunoaștem că nu avem cu ce, dar nu să găsăm întotdeauna scuze și să acuzăm de fiecare dată tot cei care muncesc și tot cei care lucrează terenurile și lucrează pământul. Fiecare, întotdeauna acela e de vină. Niciodată nu au spus că da, noi am făcut o gafă, ia ca aici. Aici nu merge bine. Atâta bătaie de joc de AIPA asta, de agenția asta, de intervenții și plăți, atâta bătaie de joc de cei care lucrează acolo. Bine, eu încă mă mir cum se procesează acum dosarele. E de mirare cum stau cu o oră sau două mai mult după orelor de serviciu și procesează dosarele. Un an și ceva și ei nu pot să facă să modifice, să le dă la oameni ce e salariu, să muncească. Că ei ori munci, au fost și ani când stăteau până noaptea. Ei singuri cunosc, stăteau până noaptea, dar atunci era altă modalitate de remunerare. Ce trebuie să noi să ne implicăm aici? E o chestie de modificare și de reglare de buget în mâinile lor. Numai ei pot să o facă. Și nu o fac. Și până la urmă au de suferit tot. Eu cred că toată guvernarea n-ar trebui să se limiteze la activitatea sau lipsa activității Ministrului Agriculturii, pentru că în afară de guvern sau de domnul ministru, avem un parlament funcțional, avem o majoritate parlamentară care și-a asumat actul de guvernare. Noi avem o comisie parlamentară întreagă. Eu consider că într-o situație de criză, cum este astăzi protestul fermierilor și blocarea Chișinăului, practic, ar trebui să fie creată de urgență o comisie parlamentară în frunte cu, nu știu, oricare deputat, poate șeful comisiei parlamentare, domnul Trupcă, sau oricare alt fermier care are experiență de a comunica sau are experiență de a prelucra pământul, să știe ce înseamnă diferența dintre MTZ și UMZ, ca să poată să comunice cu fermierii, să formeze un grup de lucru și să stabilească, cum a spus și domnul Brânză, un plan de acțiuni pe pași. Nu poate domnul ministru astăzi să comunice cu ei. Eu nu cred că e normal și logic să-l aștepți pe ministrul de la Bruxelles. Acum trebuie de urgență să vină un grup parlamentar, 4, 5, 10 deputați, și din opoziție, ca să nu fie speculații, să asculte fermierii, să găsească un numitor comun, spună noi
ne-am asumat, pentru că suntem o majoritate parlamentară și dacă ceilalți nu înțeleg cum funcționează, majoritatea parlamentară decide soarta guvernului. Noi vom insista ca domnul ministru să îndeplinească fișa de post stabilită din 4 pași pe următoarea săptămână. Nici nu mai departe, nu cred 2 săptămâni. Chitem admite că nu au rezolvat problemele fiindcă nu credeau că vor ajunge infermierii la Chișinău? Probabil. Probabil s-au gândit și la asta sau... Pentru că despre aceste proteste se vorbește încă din toamna anului 2020. Nu, cel puțin public au dorit să, așa să expună că până și asta nu-i sperie și protestele... Este toți au drept să protesteze. Da, asta e. Și probabil s-au gândit că, da, într-adevăr, la data din 1-7 iunie, în perioada aceea când organizam protestul, era foarte mult muncă pe câmpuri, foarte mult. Erau foarte puțini care erau gata să vină la protest. Asta și au fost făcute protestele în teritorii. Dar chiar și acum au foarte mult de muncă. Cei care stau mai mult în sectoare și protestează sunt cei care mai au lucrări multe de făcut. Dar dumneavoastră spuneți de un grup parlamentar. Cine să vină? Este vreunul? Puteți să-i numărați pe deștii? Iată, este domnul Pasat, care e fermier, care a protestat, care știe ce înseamnă pâinea asta și din domeniu, să vină, că e mai aproape de dumneavoastră. Că dacă nu e ministru, ce? Trebuie să paralizeze toată... Păi nu sunt, nu sunt. Este domnul Pasat și atât. Nu mai să vină împreună cu tot comisia parlamentară. Păi asta e, nu sunt acolo din domeniu. Cei care vin... De data trecută tot n-ați vrut să vorbiți cu ministrul Pierjo, că el și-a permis mai multe lucruri în raport cu fermieri și atunci discuțiile le-au dus comisia parlamentară și au venit cu soluții, drept că v-au amințit și atunci socialiștii că v-au găsit 700 de milioane numai să vă duceți acasă, după care și-au încheiat sesiunea, au votat, au distribuit banii cum au vrut ei și au fugit în vacanță. Noi lucrul ăsta nu-l uităm, dar de data asta eu vreau ca să facem practic o încheiere în care să explicăm că nu vreau să fim înțeleși greșit. Este o circunstanță de factori. Criza regională, războiul, problema cerealelor din Ucraina. Sunt foarte mulți factori care au contribuit să ajungem până aici. Și lipsa unor politici adecvate a domnului ministru. Asta trebuie punctată, numai decât. Și trei, există câteva grupuri care eu acum cred, sunt sigur, că stau undeva și zâmbesc și se prăpădesc de râs și spun, băi, câți bani am făcut noi anul ăsta cu cereale din Ucraina, să fie sănătoși, să mai lupte ucrainienii cu rușii, că noi o să mai facem în câteva miliarde și nu mă interesați pe brânză cu Ștefan Coș, cu Andrei, pot să alimenteze că le cumpăr eu. Și eu sunt sigur că ei, dacă nu primit încă propuneri, în câteva luni de zile o să vină cu propuneri și o să spun cât ai, 1000 de hectare, n-ați atâția bani și du-te, dă-i în restul și mai ai. Cu siguranță o să urmeze fenomenul ăsta și în jumătate de an o să-i cumpere ca pe puii și ei de bada prostii. De asta eu înțeleg foarte bine fermieri și să, încă o dată mesajul meu e către guvernare, să nu învinuiască și să nu arunce, să arunce problema pe spatele fermierilor că ei vor să strice relațiile cu Ucraina. Mulțumim celor care luptă astăzi Ucraina și ne păzesc de armata de ocupații. Am spus-o de 1000 de ori. Dar asta nu înseamnă că noi acasă nu avem interesele noastre naționale. Ba da, le avem și cineva pur și simplu face bani în detrimentul. Și asta trebuie repetată de 100 de ori. Și pe mine nu mă interesa să schimbi proprietarul portului din X în Y. Și acum să dau niște bătăliși pe port. Nu credeți că acolo nu sunt probleme. Noi toate le vedem, toate le înțelegem. Vrem politici adecvate din partea guvernării. Și discuții foarte deschise și sincere. Cu telefonul pornit, lasă-i să filmeze ei. N-am nicio problemă. Eu vreau să văd din prima sursă, ca și lider politic sau om activ social, ce a vorbit domnul ministru, ca să pot să spun, peste 2 luni sau peste 1 lună de zile sau peste 2 ani, cum am făcut acum. Domnul ministru a promis niște lucruri și uite s-o ținut de cuvânt, a realizat 1, 2, 3, bravo domnul ministru. Eu pot să-mi permit să spun lucrul ăsta. Dar dacă el 2 ani nu a făcut nimic și din contra s-a înrăutățit, numai că acum probabil o prins șmecheria, că 2020 au vorbit la cameră, au fixat-o, au înregistrat pe YouTube și acum oricare care nu e leni deschide YouTube și spune, domnul ministru, dar tot sunt 2020 și acum nu mai vrea să vorbească. O să șteargă. Pentru că dacă la prima întâlnire a fermierilor cu domnul ministru și cu domnul prim-ministru, domnul ministru a asumat niște angajamente și eu mă uitam video, spuneam, domnule ministru, dar tu 3-4 luni în urmă, ai spus, dar acum cum să-l cred pe cuvânt? De asta lipsa de transparență naște bănuieli, suspiciuni, speculații și te temi că partidele de opoziție o să speculeze. Dar de ce să nu speculeze dacă tu le oferi așa posibilitate? Încă să nu zic că mă înțelegem ceilalți nu speculează. Domn Brânză. Da. Nu vreau să întun detalii câte lucruri au fost promise înainte de campania și prezidențială și parlamentară. Chiar ați fost la întâlniri cu Maia Sandu, eu am fost cu... Fost întâlniri, da. Și atunci erau toți, erau și... Era președinte deja. Nu era președinte. Era, ba da. Nu, la întâlnirea Maia Sandu... La birou, la oficiul atunci. Da.
Mai interior. Mai interior au fost multe. Chiar cea mai de rezonanță declarație care a fost făcută și susținută și de președinte, actuala președinte și de atunci deputatul Bolea, era că ministrul agriculturii trebuie să fie numit, asta e funcție politică, dar trebuie să fie numit la consultarea și de către toți fermierii. Așa cum sunt în multe țări. Adică, exemplu sau, da, o să fie propuneri multe. O să dați un șir de propuneri. Noi o să verificăm integritatea, profesionalism, etc. Și o să spunem, prima persoană nu integră, celălaltă nu are experiență. Dar într-un final, tot din acest șir de propuneri, alegem o să fie ceva. Am înțeles. S-a uitat de asta. Apoi s-a trecut la secretarea de stat, trebuie să fie... Iarăși, la propunerea... Profesionist specializat. La propunerea și a trecut și acest val. Și nu mai vorbim deja mai departe. 3 minute mai avem până la final. Domnule Brânză, un mesaj pentru cei care protestează, un mesaj pentru colegii dumneavoastră și pentru cei care ne conduc și vă reprezintă interesele. O să încep pentru cei care protestează și pentru colegii noștri. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru cei care au găsit timp și au ieșit la protestul și acum și anterior, pentru că asta este unica, la moment, unica posibilitate și soluție pentru a mai salva ceva din întreprinderile care le gestionează și din satele moldovenești, lumea care mai trăiește în sate. Cu părere de rău, se putea de evitat acest protest foarte ușor. Ceea ce s-a discutat astăzi, pare mi se dimineață, în primele ore, și cum a fost solicitat de către prim-ministru reprezentanța asociației la discuții și s-a propus imediat. Noi mergem cu asta, noi propunem, am găsit 563 de milioane de lei, nu știu de unde, cifra asta. Noi suntem gata și o vedem cea mai relevantă formulă care ați prezentat-o voi de despăgubire. Se putea de făcut joi sau vineri sau altă zi. Dar nu trebuie să ajungă la ceea ca să vadă, într-adevăr, să conving că au ajuns atâția fermieri în stradă și care vin și mâine. Și îmi pare foarte rău și îmi cer scuze de la locuitorii Chișinăului când s-au creat ceva incomodități. Trebuie să ne înțelegeți, pentru că incomoditățile astea sunt câteva ore sau zile pe an. Dar cei ce trag producătorii și fermierii în sate și cum îi hărțuiesc toți, e cu mult mai grav. La cei care ne conduc, îmi pare foarte rău, noi deja nu mai avem, s-au epuizat toate solicitările și toate rugămințele. Unica ce îi rog din partea tuturor colegilor să fie adecvați la deciziile care le iau următoarele zile și să relateze societății realitatea care este, să nu iasă în televiziuni, în emisiuni și să spună minciuni că noi, din cauza noastră, că vrem majorare de prețuri și vrem prețuri mari, o să cumpere cei 600.000 de pensionari uleiul cu nu știu cât lei kilogramul, să spună iar tot în cărca noastră că noi vrem și vrem și vrem. Ok, domn Brânză, noi vă mulțumim, domn Costiuc, un minut mai avem. Domnul Brânză vorbește despre incomoditățile pentru chișinăuieni. Chișinăuienii trebuie să înțeleagă că falimentarea fermierilor mici și a producătorilor o să-i aducă să mănânce produs de brânză din plășinte, produs de lapte din lapte, care numai lapte de cocos, nu-i? Și restul, nici nu mai vorbesc. De ce nimeni nu mai întreabă? De ce floarea soarelui a ajuns 5-70, dar uleiul tot a rămas? Și toate chestiile astea, cumva guvernarea le pune pe seama fermierilor. Nu e adevărat. Nu fermierii vă fac ulei și vă-l vând scump. Nu fermierii vă vând făină scumpă, care, apropo, unii din cei care produceau și aveau câteva morărit prin Republica Moldova, astăzi cei din Franzeluță au schimbat contractele și aduc făină cu totul din altă parte în detrimentul fermierilor noștri. Sunt o sumedenie de probleme. Eu am așteptări de la Asociația Forța Fermierilor, dacă guvernul și ministerul nu au capacitate să elaboreze o strategie, aștept de la ei, în afară de problemele pe termen scurt pe care vor să le rezolve astăzi, vreau să vin cu o strategie clară, să o punem pe masă, să o discute societatea cu ministrul și cu fermierii, spună, uite, noi așa vedem formula de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe următorii 5 ani. Așa mă gândesc eu să văd, așa mi-aș dori să văd. Constructiv și cu propuneri de viitor. Mulțumim pentru invitație. Și baftă fermierilor, sunt solidar cu ei și susțin cu ambele mâini. Și e regretabil că nu este niciun politician astăzi cu noi în studio. Eu vă mulțumesc și cred că i-am supărat pe mulți astăzi, dar dacă cineva s-a simțit vizat, așteptăm în studiourile noastre ca să dea replică. Vă mulțumesc tare, tare mult și vă mai așteptăm la AgroTV. Doamne ajută!
Stimați invitați, vă mulțumim, stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Fiți cu ochii pe Agro TV, fiindcă Agro TV Moldova va reflecta în continuare acest protest. Noi ne revedem deja joi de la 19:30. Să aveți o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi.